Este aprobat gata dosarul dumneavoastră. Păi e cea mai bună veste pentru mine, că de-aia m-am dus, am dat declarații, am făcut expertiză, am cerut special disjungerea tocmai ca să cu mine se decidă mai repede. Dacă mă scoate de sub urmărire penală, dacă mă trimite în judecată, important e că îmi doresc cât mai repede să finalizez acest lucru, pentru că totuși tot stau cu aia 51.000 de lei pe care de fapt i-am plătit și tot aud cu penalul și cu... Deci chiar mă bucur de ceea ce a zis procurorul șef și nu-mi doresc decât cât mai repede să am o soluție. De-aia am și cerut disjungerea. Ca să nu se întârzie cazul meu, care e cu 51.000 de lei, repet, ca la Radio Erevan i-am plătit, de fapt, nu i-am luat, de un dosar foarte mare, complicat, despre care nu știu și despre care nu m-a întrebat niciun fel. Adică aici procurorul a fost foarte corect, nu m-a întrebat nimic de ce scrieți dumneavoastră în presă. El m-a întrebat de cei 51.000 de lei, am explicat, avem expertiză, avem tot. Deci cu cât se termină mai repede, cu atât mai bine din punctul meu de vedere. Și anunțul de azi e un anunț foarte bun pentru ceea ce îmi doresc eu. Deci dumneavoastră din coaliție? Aveți un răspuns? Nu, n-am. Când va decide procurorul, o să aflu și o să aflați și dumneavoastră.